Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prima News. Începem, ca de fiecare dată, cu titlurile orei. Coaliția a ajuns în sfârșit la un consens pe candidații comuni pentru primările de sector și cea generală. Astăzi au loc ședințe la organizațiile PNL și PSD din capitală pentru validarea propunerilor de candidați comuni pe București. Gabriela Firea, în schimb, este așteptată la Palatul Victoria pentru o discuție cu liderul PSD Marcel Ciolacu, după ce în coaliție s-a ajuns la un acord pentru un candidat independent la primăria generală, în persoana medicului Cătălin Cârstoiu, managerul spitalului universitar, a ajuns la Palatul Victoria pentru a discuta cu liderii coaliției despre candidatura la primăria capitalei. Marcel Ciolacu susține amendamentul PSD care prelungește plafonarea daosurilor la prețurile alimentelor de bază până la 31 decembrie 2024. Zilele viitoare venim și cu un mecanism îmbunătățit de plafonare a prețurilor la energie și gaze, care să ofere un ajutor suplimentar atât populației cât și economiei până în 2026, a spus premierul. Aproape 3 sferturi dintre români preferă să cumpere produse locale, chiar dacă sunt mai scumpe. Aproape 63% sunt de părere că produsele agricole românești sunt mai rare în marile rețele comerciale, pentru că aceștia preferă produsele din străinătate, conform unui sondaj realizat de Inscop la comanda news.ro. Același sondaj mai indică și că 77% dintre români sunt de părere că în situații de criză trebuie mai întâi să se ajute singuri și abia apoi să ceară sprijinul statului. Ministerul Mediului a lansat programele Rabla Classic și Rabla Plus. Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe. Bugetul alocat programului Rabla Classic este de 300 de milioane de lei, iar pentru programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei. Lucrările de demolare a pasajului de cale ferată de peste DN1 în zona Câmpina au început marți noaptea și vor continua până miercuri. Traficul în zonă este oprit, anunță CFR-SA, care a precizat că structura podului riscă să se prăbușească. Fostul oligarh și opozant al Kremlinului în exil, Mihail Hodorkovski, cere guvernelor din Occident să nu recunoască victoria electorală a lui Vladimir Putin și dă asigurări că opoziția este unită împotriva președintelui rus, relatează AFP. Este vorba de acum despre recunoașterea publică a legitimității lui Vladimir Putin, le-a spus luni Mihail Hodorkovski unor jurnaliști la Berlin. CEO-ul Saudi Aramco a declarat că tranziția energetică eșuează, iar factorii de decizie ar trebui să renunțe la fantezia de a elimina treptat petrolul și gazele, deoarece cererea de combustibil fosil va continua să crească în următorii ani, relatează CNBC. Continuăm cu sport. Simona Halep revine pe teren după un an și jumătate, beneficiara unui wild card. Halep va juca în primul tur de la Miami Open marți de la ora 22 împotriva spaniolei Paola Badosa, locul 73 mondial. Dacă va trece de Badosa, Simona Halep o va întâlni pe Arina Sabalenka, locul 2 WTA, care joacă direct în turul 2. Tot marți, Ana Bogdan o va întâlni în primul tur pe Caterina Siniakova pe terenul 1 în jurul orei 18:30, iar Jacqueline Cristian va juca împotriva Dianei Pari în jurul orei 21:30. Ca de obicei, încheiem cu informațiile despre vreme. Meteorologii anunță că până joi seară vor fi ninsori în nordul și centrul Moldovei și precipitații mixte în sudul Moldovei. Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei, vor fi intensificări ale vântului în estul, sud-estul țării și la munte, iar în cursul zilei de marți și în vest. În București, vremea se va răci semnificativ, temperaturile din timpul zilei fiind mai mici decât cele specifice perioadei.
Discutăm, doamnelor, domnilor, despre Primăria Capitalei. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Ce părere aveți despre medicul Cătălin Cârstoiu la Primăria Capitalei? Ce șanse are medicul Cătălin Cârstoiu la Primăria Capitalei? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Noi revenim la dezbateri după o scurtă pauză. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, la începutul acestei ore. Discutăm cu Ionuț Cristache, realizatorul emisiunii La Final. Salutare, Ionuț, mulțumesc că ai acceptat invitația. Ionuț, avem de ales între un matematician și un ortoped în cele din urmă. Coaliția a decis, medicul Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar, desemnat de coaliție, candidat pentru cea mai importantă primărie din țară. Da, bun, asta e la prima strigare, așa că se mai înghesuie și piedon în toate pozele. Mai sunt diversi pretendenți la acest scaun de primar și cu siguranță se vor mai arăta și alții în perioada următoare. Aici foarte multe lucruri de spus, nu sunt profesional, domnul Cristoiu, ce să-i reproșez? Nu prea ai ce să-i reproșez politic, dacă vrei poți să-i reproșez genul de oportunism pe care îl practică în cariera domniei sale, fie pe vremea lui Traian Băsescu, fie acum în perioada asta. Când lucrezi toată perioada stat și mai ales când ești șef peste o feudă așa, probabil că acces mai ușor genul ăsta de compromis politic. Stăteam și mă gândeam dacă eu sau tu sau oricine care lucrăm în mediul privat am fi plecat în astfel de aventuri politice. Nici de cum, pentru că avem o treabă în privat, trebuie să ne facem treaba cum credem mai bine și nu deraiem foarte ușor de la cursul nostru, dar noi aplicăm filtrele noastre de oameni normali pe situații anormale din politică. Asta, dacă vrei, e o primă impresie. A doua impresie este că ce sens mai au, eu am mai spus asta, dar o reiau că mi se pare destul de relevantă ideea, ce sens mai au partidele politice și școlile partidelor politice și activitatea cadrelor politice și membrii de la mic la mare, de la lipitori de afișe până la lideri de organizații, dacă în continuare două dintre cele mai mari partide se unesc pentru a aduce în cel mai mare oraș al țării un candidat independent. Care mai e sensul? Care mai e noima? Care mai e argumentul? De ce nu e un om politic? Până la urmă, practica asta de a te ascunde în spatele unei meserii, unei nume cu notorietate, îți dă și, dacă vrei, un soi de faliment al celor două partide politice în materie de selecție a cadrelor. Sau mai degrabă vorbim de o contraselecție, dacă nu ești capabil nici tu PSD, nici tu PNL, să propui un membru din interiorul partidului care să convingă ambele tabere astfel încât să îl duci candidat la primărie. Aici, în mod evident, a fost un calcul politic cinic. PSD și PNL sunt pregătiți să piardă capitala în această alianță. În favoarea cui, Ionuț? Nici nu mai contează. De preferat pentru ei ar fi în favoarea lui Nicuș Ordan. Care Nicuș Ordan e un candidat și un primar care n-a pus probleme partidelor în ăștia 4 ani de zile, n-are năzuințe politice, nu vrea să candideze la Cotroceni, nu și-a construit o camarilă la București, n-a forțat crearea unui nou partid, n-a stricat jocurile nimănui. Dacă a capitalizat pe persoana fizică, dacă a pierdut, la fel pe persoană fizică. Deci pentru PSD, PNL, pentru Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, candidatul Nicuș Ordan și câștigătorul Nicuș Ordan este cea mai de dorit, cea mai dezirabilă variantă. Imaginează-ți de partea cealaltă, dacă ar fi fost Firea sau Burduja sau oricine altcineva, odată câștigat, și ar fi fost validat de un vot popular, ar fi eclipsat cele două conduceri de partid, ar fi fost o emoție în jurul câștigătorului, dintr-o dată s-ar fi pus problema, băi, dar n-ar fi bun și la prezidențiale, și cei doi lideri de partid ar fi căzut cumva în umbra proaspăt alesului primar general. Da. De partea cealaltă, dacă vom avea parte de o înfrângere a domnului Cârstoiu și cel mai probabil așa se creionează,
nu va fi înfrângerea nimănui decât a domnului Cârstoiu. Stai puțin că momentan eu nu-mi dau seama dacă a fost sondat medicul Cârstoiu, pentru că acum na, ne luăm după declarațiile publice. A fost întrebat Nicolae Ciucă. Eu plec de la premisa că asta e o candidatură serioasă. Eu plec de la premisa că este o candidatură neserioasă. Dacă mergem pe ideea mea, de ce să mai sondezi ceva ce oricum nu crezi? Sunt două partide care împreună, teoretic, matematic, au cât au în București, nu știu, un 40% să presupunem, dar votul se va risipi, că ăștia de la PSD vor vota și cu Biedone, cei de dreapta vor vota și cu Nicușor. Deci, cumulativ, nu se va atinge cifra matematică despre care vorbim noi, a celor două partide. De asta zic, e un candidat neserios. E un candidat care nu pune probleme celor doi lideri în cazul unei victorii și în cazul unui eșec, cei doi lideri nu sunt contaminați de eșecul de la București. Pentru că nu va fi eșecul PSD-PNL, va fi eșecul domnului Cârstoiu, un independent. Și vor avea și scuza da, un independent susținut în campanie de cele mai mari partide, adică cumva... Eu cred că campania va fi dusă la un nivel foarte neutru, astfel încât implicarea să fie minimă a premierului și a lui Nicolae Ciucă, președintele PNL. Repet, pentru că la finalul acestei campanii și la finalul zilei de vot, cei doi vor ieși și vor spune alianța a câștigat în București, avem Consiliul General, că cel mai probabil votul pe listă va funcționa și vor câștiga Consiliul General. Dar bucureștenii au fost mai atașați de ideea Nicușor, ideea unui independent, asta e, mergem mai departe. Nu va fi un membru de partid care va fi învins. Repet. Și domnul Cârstoiu a ales să joace rolul ăsta de iepure, ca orice birocrat oportunist, vede probabil în viitorul dumnealui eșec politic o situație de tranzacționare politică. Dom'le, uite, am candidat pentru voi, cine știe ce și-a mai negociat, ce bugete, ce... pentru prăvălia pe care o conduce domnia sa. Un calcul cinic politic, repet, care nu are de-a face cu interesul cetățeanului, cu nevoile pe Bucureștiului, cu... Nu. Bun, așa pe final, cum vezi... Și mai e dacă vrei, un detaliu foarte semnificativ. Ca să vezi cât de neserios sunt luate, e luat Bucureștiul, bucureștenii, toată această campanie de la București, te uiți la simplu fapt că cele două mari partide, la negocieri, chipurile la negocieri, proiectul Cârstoiu e de mult. Da, chipurile la aceste negocieri au fost echipele de negociere, mai puțin, atenție, președinții de organizații București. Sebastian Burduș, președinte PNL București, și Gabriela Firea, președinte PSD București. Păi tu, după desemnarea domnului Cârstoiu, pe cine te bazezi că Cârstoiu va fi primar? Nu pe organizații, în mod teoretic. Că pe ele trebuie să le motivezi, să facă campanie, să o ia la pasă în București, să lipească afișe, să... Păi tu ai în momentul de față, teoretic, două dintre cele mai mari organizații, PSD-PNL, la nivel național, complet demotivate. Nu le-ai luat la negocieri, nu le-ai trasat niciun fel de sarcină, nu i-a explicat nici lui Gabi Firea, nici lui Sebastian Burduja de ce nu sunt candidați mai buni decât Cârstoiu, cel puțin la grad de notorietate. Hai să fim serioși, Gabriela Firea și Sebastian Burduja sunt cu mult înaintea domnului Cârstoiu. Adică care e argumentul? Potențialul de creștere? Păi ce potențial de creștere? Care e campania? Care sunt proiectele? Ce, că lipești două afișe cu moaca domnului Cârstoiu și îi crești gradul de notorietate? Asta e campanie politică? Da. Ultima întrebare. Cum vezi declarațiile de ieri ale liberalilor? Îl vedeam pe Rareș Bogdan, care spunea că n-a auzit de medicul acesta. Nicolae Ciucă, care spunea că n-a fost sondat, dar până la urmă se ia decizia asta. Dar, bineînțeles, cea mai spumoasă e declarația lui Rareș Bogdan, cu doctorul de genunchi. Da. Sau... Da, da, da. Rareș Bogdan tot timpul e cu un pas înaintea celorlalți. E tot timpul contratimp. E ca cel care dansează un tango și o calcă pe doamna tot timpul pe pantof. E dezacordat tot timpul cu mesajul oficial sau pare că nu... Sau poate că joacă rolul ăsta de păcălici asumat așa. Asta e. Tot timpul inadecvat. Gândește-te că ei au de făcut mai multe tumbe de... discurs. Odată trebuie să le explice celor din PNL, activului de partid, așa cum e el, blazat, nu știu, motivat, habar n-am, de ce au ales o soluție externă. De cealaltă parte, trebuie să comunice și publicului larg.
Asta sunt niște tumbe de imagine, nu cred că e foarte important ce a zis Rareș Bogdan și Nicolae Ciuc. Oricum trăim în care ce zice Maxe uită mâine și devine irelevant poi mâine. Adică faptul că Rareș Bogdan nu știa cine-i domnul Cristoiu, nu l-va împiedica pe Rareș Bogdan peste două zile să urle de la microfon, votați-l pe Cristoiu. Da, da, totuși te uiți că e o declarație făcută de prim vicepreședintele Partidului Național Liberal. Vrei să luăm suita declarațiilor politice făcute de Rareș Bogdan, care n-au, vrei să facem un inventar așa imediat cu pensiile în 30 de zile, cu intratul în Schengen, cu am înnebunit? E ceva ce s-a adeverit vreodată din ce am spus public Rareș Bogdan? Da, de acord. Vreodată, o singură, de zi un lucru, bă, nu știu. Deci mie dacă Rareș Bogdan îmi zice că afară ninge, eu mă uit pe geam, eu nu cred. Da. Bun, îți mulțumesc, Ionuț. Bineînțeles, urmărim în continuare discuțiile. Da, e nesperat pentru Nicușor Dan ce se întâmplă. Nicușor Dan încă un nou mandat. Mi se pare. Uite, dacă vrei pe final așa un comentariu și despre candidatura lui Piedone. Le strică jocurile coaliției, va rupe, nu știu, poate din voturile coaliției, cum vezi? Da, Piedone este în filmul lui cu valențe semi-mistice, așa, cu un soi, niște bucăți de delir mistic, de care o misiune divină, că ba împinge o roabă, ba își pune o cască pe cap. Piedone va fi genul de candidat camator care va livra publicului bucureștean un circuleț la care s-ar putea să tresară. Da. De cealaltă parte ai profesorul trăznit Nicușor Dan, da? Matematicianul introvertit. Ai exhibiționistul Piedone. Rămâne de văzut. Eu cred că finala va fi între... Finala, mă rog, se joacă între cei doi, da. Restul vor fi spectatori fără șansă în păinjenișul de candidați. Dacă ne uităm la cum a votat bucureșteanul cu Traian Băsescu și la ce tresare electoratul bucureștean, înclin să cred că Piedone chiar are o șansă reală. Depinde și cum va decurge această campanie, repet, și nu uita că tot timpul pare că primarul în funcție candidează cu un ușor avantaj, dar într-o lună se pot întâmpla multe, de la accidente, Doamne ferește, la tot felul de situații neprevăzute pe care le decontează vrând, nevrând primarul în funcție. Deci de asta mi se pare că misiunea lui Piedone e ceva mai ușoară decât misiunea lui Nicușor Dan, dar vedem la vot. Bun, îți mulțumesc, Ionuț, pentru intervenție și pentru timpul acordat. Vă prezint invitații din sfera politică, din partea Partidului Social Democrat, Felix Cosma. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu. Din partea Partidului Național Liberal, Marilen Pirtea. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bun, și imediat ni se alătură și Georgiana Teodorescu din partea AUR. Imediat fac colegii legătura cu domnia sa. Domnule Cosma, cum s-a ajuns la formula aceasta? Adică v-au sunat colegii ceva mai devreme, tocmai ca să auziți și discuția cu colegul Ionuț Cristache și analiza lui Ionuț Cristache asupra subiectului. De ce mai există școli de vară ale partidelor de vară? De ce mai există școli de partid în general? De ce mai există organizații de tineret astfel încât să crească niște membri și să ajungă în cele din urmă poate la un nivel de notorietate astfel încât să fie susținuți de cele mai mari partide din țară într-o funcție foarte importantă, adică cea mai importantă primărie din țară? De ce se bazează cele două mari partide pe un candidat independent? Pe un candidat care, ok, a mai apărut așa prin declarații sau a mai apărut pe surse în presă, însă să fim serioși, nu are notorietatea, cum spunea și Ionuț Cristache, nu are notorietatea Gabrielei Firea sau notorietatea lui Sebastian Burduja, dacă vrem să ne uităm și în tabăra liberală. Vă rog, domnule Cosma. Aici sunt două chestiuni care trebuie aduse în discuție și prima este legată de o comunicare oficială a coaliției legat de candidatul pentru capitală. În schimb, ce pot să spun, indiferent legat de faptul că este o persoană sau alta, cred și toți colegii mei din Partidul Social Democrat și sunt convins că și
cei din Partidul Național Liberal, colegii noștri de acolo, consideră și cred că e nevoie, în primul rând, de un bun manager. Și când spun un bun manager, mă refer la tot ceea ce înseamnă amenageria București. Pentru că, din păcate, în ultima perioadă, asistăm doar la acest capitol în care lucrurile nu merg bine în București și nu trebuie să ne ascundem, o vedem de zi de zi toți cei care locuim aici. De altă parte, să mă întrebați legat de școlile de partid și de ceea ce se întâmplă în interiorul unei formațiuni politice, este un parcurs normal la urma urmei pe care trebuie să-l aibă oricare partid. Dar, punând în balanță ceea ce înseamnă muncă în interiorul unui partid și ceea ce înseamnă performanță în interiorul unui partid, exact cum a spus și dumneavoastră, probabil, spun eu 100%, Partidul Social Democrat cu Partidul Național Liberal, în noua configurație din Consiliul General și din Consiliile de Sector, vor avea majoritate. Acum, desigur că decizia aceasta de a susține pe cineva sau pe altcineva este, la urma urmei, și o decizie a conducerii partidului, având la bază niște sondaje, având la bază niște studii, dar pe de altă parte, este o decizie și de moment, și nu trebuie să ne asumăm de acest lucru, legat de modul în care arată în momentul de față politica dâmbovițeană. Pentru că exact cum bine spunea domnul Cristac, deci chiar am urmărit și eu, fapt că eu vă urmăresc în ce nu este, știți, la prima nu, și mai ales la dumneavoastră, și o spun cu respect, trebuie să știți următoarea chestiune. Exact cum am spus, avem profesorul Trăznit, care reprezintă un anumit tip, o anumită tipologie de candidat și îl avem pe domnul Pierdune, exact cum a spus, puțin circ, puțin scandal și se va da o luptă interesantă. Eu nu cred că bucureștenii au nevoie de aceste lucruri. Au nevoie de un om serios, un om care a dovedit și profesional, un om care are sau nu are, poate, o mai mare trecere sau o mai mare vizibilitate, exact cum a spus, raportat la electorat, dar nu înseamnă că nu este o variantă potrivită. Și nu mă refer aici la domnul doctor Cristoiu sau la colega noastră, doamna Gabriela Firea. Și mă refer la ceea ce vor bucureștenii. Noi n-am plecat în decizia aceasta pentru că a vrut domnul premier Marcel Ciolacu și cu domnul Ciucă să facă lucrurile în acest sens. A fost o discuție în coaliție. Și discuțiile dintre cele două partide aici au ajuns. E nevoie de un candidat comun și de o soluție de stabilitate, așa cum am livrat-o întregii țări în ultima perioadă și cum probabil o să o livrăm și în alte județe din țară. Candidați comuni în anumite situații. Asta nu împiedică cu nimic electoratele celor două partide să facă o alegere la urma unei de doctrină. Că și noi ne vom apăra ideile și ideologia doctrină, cum și colegii noștri de la PNL și le vor apăra pe al dânșilor, da? Pe cele de dreapta. Adică e o discuție care nu trebuie să rezulte neapărat în a avea o problemă că este un mix candidat sau un alt candidat. Dar ce spun, domnule Cosma, membrii de partid, simpli membrii de partid, care probabil sunt devotați unui partid sau celuilalt partid din coaliție și văd că doar cei din afară, candidați independenți, sunt susținuți de PSD sau de PNL, acum împreună de PSD-PNL, pentru o funcție atât de importantă. Nu sunt demotivați, nu... Tocmai cum vă spuneam mai înainte, vorbim la urma urmei și o disciplină de partid. Nu neapărat înseamnă acest lucru că trebuie să fie o problemă, faptul că am identificat un candidat cu potențial, care poate să fie domnul doctor Cristoiu sau nu, sau oricare alt coleg care nu neapărat a fost un membru de partid de 20 de ani, vă dau un exemplu. Da? Pentru că la urma urmei revin din nou la acea configurație politică legată de consiliile generale și legată de, configurația după următoarele, de după alegeri, următorul mandat, și mai mult decât atâta, și colegii noștri de partid, cei de la PSD sau cei de la PNL, sunt și cetățeni la urma urmei și trebuie să în București, dacă e să ne referim la București. Credeți-mă, ne lovim de aceleași probleme de care se lovește orice cetățean din București. Nu ne lovim de altfel de probleme, nici nu mergem dimineața la muncă cu elicopterul sau cu avionul, că n-avem cum. Tot în aceste cozi interminabile stăm. La fel și eu la etajul 4, unde sau am apă sau nu am, la fel cu la oricare alt cetățean. Alte chestiuni de care ne-am lovit în acești ani, da? Și care sunt, din păcate, Acum lăsați, domnule Cosma, că apă caldă nu era nici în timpul doamnei Firea, nici în timpul, nici înainte, adică să fim... Totuși, pe guvernarea noastră și pe mandatul doamnei Firea, trebuie să recunoaștem că s-a dat drumul la foarte multe proiecte, care, da, în momentul de față și în anii care au trecut, domnul Nicușor Dan, parte din ele a reușit să le închidă. Ceea ce, la urma urmei, este un ciclu normal. Nu pot să termin neapărat un proiect în 2 ani de zile sau în 4 sau știu eu. Sunt situații când se termină în 5-6 ani de zile. Nu asta este problema, atât timp cât s-a făcut bine pentru bucureșteni. Dar haideți să vedem la ce s-a dat drumul. Nu s-a dat drumul la nimic.
Asta e marea problemă. Bun. Bun, vreau să o salut și pe Georgiana Teodorescu din partea AUR. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Dacă ne auzim. Auzim. Acum cred că ne auzim. Da, vă aud, vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Cum vedeți, doamna Teodorescu, treaba asta? Cele mai mari partide vin cu un candidat independent și în condițiile în care pare așa că se creionează un tablou general, așa, primarul în funcție, contra medicului ortoped susținut de coaliție, Cristian Popescu Piedone, care vine probabil și el cu un electorat, poate mai rupe chiar și din electoratul Partidului Social Democrat, candidatul AUR, susținut de AUR, Mihai Enache. Cum cântăriți șansele, vă rog? În primul rând, această desemnare a domnului dr. Cârstoiu pe ultima sută de metri înainte de alegeri, drept candidat comun al Partidului Comasat Român, adică PSD-PNL, este, din punctul meu de vedere, o metodă sigură de a-l scoate primar pe Nicușor Dan, din nou, din partea PSD-ului. Nu înțeleg de ce PSD-PNL l-ar susține în continuare pe Nicușor Dan după bătaia de joc care a fost în București și pe care toți bucureștenii ne-am resimțit-o, dar aparent asta fac. Cu tot respectul pentru cariera profesională a domnului dr. Cârstoiu, domnia sa a intrat mult prea târziu în jocul politic al alegerilor de acest an și nu are experiența necesară în administrație publică. Împrejurarea că am mai avut un primar doctor al Bucureștiului nu este neapărat de bun augur, că știm cu toții unde este acel fost primar acum și în ce condiții a părăsit primăria. Deci nu știu dacă putem să invocăm bune practici ale trecutului din acest punct de vedere. Domnul Cârstoiu, după cum spuneam, este un medic foarte bun și este manager de spital, dar administrația publică a unui municipiu, a unei capitale europene, este mult mai mult decât atât. Din punctul nostru de vedere, singurul candidat în acest moment care îndeplinește și condițiile de a avea experiență și studii în domeniul administrației publice și care să nu fie compromis în niciun fel, este candidatul AUR, Mihai Enache, pe care l-am lansat încă de anul trecut. Mihai Enache are 10 ani de experiență în administrație publică. Domnia sa a condus numeroase proiecte europene și o să vă dau niște exemple, și anume prelungirea magistralei de metrou 2 în zona Berceni, construirea unității de primit urgențe de la Spitalul Bagdasar Arseni, construirea centrului multifuncțional de pe Oltenice și multe, multe altele. Nu este compromis nici prin vreo experiență anterioară neplăcută, cum au dat dovadă și Nicușor Dan și doamna Gabriela Firea. Și acum o să vă spun o chestiune ca bucureștean. Locuiesc în București de 15 ani de zile și în ăștia 15 ani nu mi-a fost niciodată bine. Ba, mi-a fost frig și a trebuit să-mi montez, să-mi iau calorifere electrice, ba, nu am avut apă caldă și mi-am montat tot felul de dispozitive prin baie ca să pot să-mi încălzesc apă caldă să mă spăl. Ba, am avut gândaci, ba, am avut șobolani, ba, am stat în malderul de gunoaie în fața blocului în ultimul hal cu săptămânile. Au fost tot felul de probleme. În continuare stau în trafic câte o oră jumătate dimineața, o oră jumătate seara. În continuare am o problemă că nu-mi găsesc loc de parcare. Și acum nu-mi spune... Și multe, multe alte lucruri de care suferim toți bucureștenii. Da? Deci, doamna Firea și domnul Nicușor Dan nici nu ar trebui să mai deschidă gura sau să mai încerce să mai candideze odată. Și acum nu-mi spuneți că vine domnul Enache și rezolvă toate problemele acestea. Haideți să ieșim din retorica electorală. Domnul Enache este singurul din toți ăștia pe care îi aveți în acest moment, care, repet, are experiență în administrație publică. Nu vorbim de alt domeniu, ci de administrație publică și nu a ieșuat. Are experiență, doamna Teodorescu. O experiență în administrație. Nu e vorba că domnul Enache nu e potrivit. Pentru o parte din bucureșteni poate va fi potrivit, dar aici discutăm la urma urmei de niște candidați care să aibă în spate mai multe realizări, nu doar faptul că a fost funcționar public la un moment dat. Plus că eu mă uit, mă scuzați domnule Cosma că vă întreb, plus că eu mă uit ca cetățean, mă uit pe promisiunile fiecărui candidat. Eu mă uit ce promite Mihai Enache, să fim serioși. Păi mă uit pe programul pentru București al lui Mihai Enache. Promite că unește Bucureștiul cu Ilfovul, mă rog, cu zonele limitrofe Bucureștiului.
Cum face treaba? Care faptic deja fac parte din zona metropolitană a Bucureștiului, doar că în acest moment încă avem primării separate, încă avem aparate administrative sufoate în fiecare de astfel de localitate. Promite că în caz de... problemă, colegii de la AUR ne-au spus că vor să unească și România cu Moldova, dar nu ne-au spus cum, doar au spus că vor. Domnul Mihai Enache promite știți care e diferența? Măcar noi vrem să aducem Basarabia acasă, în timp ce dumneavoastră nici măcar nu visați la așa ceva. Mihai Enache promite că în caz de o nouă pandemie, Bucureștiul va rămâne oraș liber. Păi și cam asumă niște vieți, domnule Enache, în caz de o nouă pandemie, nu? Haideți că este discutabilă chestiunea asta și știți prea bine. Dacă este să ne raportăm aici, la chestiunile absurde care s-au întâmplat în pandemie, așa, poate ne explicați și mie cu ce ne-a ajutat să înmormântăm morții în saci sigilați, dar în același timp să nu fie deloc oameni participanți la slujbă. Păi dacă erau în saci sigilați, putea să fie și 1000 de oameni asta nu de primarul capitalei, doamne. Adică nu știu cum poate primarul capitalei să declare, să își treacă în program că face niște lucruri care țin de cu totul alt nivel, de o stare de urgență, care e decretată de președinte, care după aceea se formează niște unități de lucru. Adică nu știu ce treabă are primarul să promită că va rămâne bun. Nu, au fost și numeroase măsuri implementate la nivelul capitalei. Vă reamintesc de perioada când nu se circula pe străzile capitalei, când treceau mașinile poliției și se spunea stați în case, nu ieșiți. Păi și nu de la MAI pleca treaba asta, pleca de la primăria capitalei, de controla poliția locală, prezentă poliția ce ține de MAI. Mă rog, asta e altă discuție, haideți că deviem de la subiect. Domnule Pirtea, cum explicați jocurile sau declarațiile liberalilor de ieri, liberali de marcă ai partidului, mă refer la prim vicepreședintele partidului Rareș Bogdan, unul dintre cei mai vocali lideri ai Partidului Național Liberal pe un subiect sau pe altul, Rareș Bogdan, care știm, ne-a obișnuit cu tot felul de declarații care de care mai colorate, mai metaforice și așa mai departe, spunând că el nu-l cunoaște pe doctorul Cârstoiu, spunând că nu s-a discutat despre doctorul de genunchi și iată ulterior de decizia anunțată de coaliție, inclusiv Nicolae Ciucă, discutam cu Ionuț Cristache la începutul emisiunii, spunea că domnule, n-a fost sondat medicul Cârstoiu. Adică nu ne-am dus după niciun candidat care a fost sondat în ultima perioadă, ne-am dus după un candidat independent care nici măcar n-a fost testat de coaliție în sondaje, sau poate nu de Partidul Național Liberal, acum nu știu, n-aș vrea să vorbesc greșit, poate l-au sondat cei de la PSD, vă rog. Da, aveți dreptate. Cei de la PSD, după declarațiile de la PNL, după declarațiile domnului Ciucă, nu l-au sondat, dar probabil a fost sondat din alte părți. Eu cred că în agenda publică numele domnului doctor a fost prezent constant, alături de alte nume, evident, din afara spectrului politic, dar și din zona celor două partide, și PNL și PSD. Că domnul Rareș Bogdan nu-l cunoaște, posibil că nu-l cunoaște personal. Sunt convins că mulți membri PNL de la nivel de vârf poate nu-l cunosc personal pe domnul doctor, dar asta nu înseamnă că acest lucru trebuie să fie primordial și să fie predictor de a-l cunoaște personal unul dintre membrii de partid din cele două partide. Cert este că așa cum s-a spus în emisiune, nu doar experiența contează, ci și performanța, în primul rând, și realizările. Iar cel mai important predictor în ceea ce vei face pe viitor este să raportează la ceea ce ai făcut. Corect. Și despre realizările domnului director de spital, domnului medic, nu contează din ce zonă medicală vine, că este ortoped, da, nu contează specializarea, corect. Ele sunt certe și aceste realizări într-un domeniu public până la urmă, nu neapărat privat, adică de gestionarea unei instituții publice cu succes, poate să fie, repet, un predictor important pentru ceea ce se va întâmpla în București, extrapolând lucrurile. Și nici Nicu Ciordan, să ne amintim, în primul mandat, n-a fost candidat din partea unui partid, a venit cu susținere. A susținut și PNL-ul, a susținut și USR-ul, dar nu a fost un membru de partid al nostru pe care să-l asumăm ca și candidat.
și alții. Din păcate a fost o dezamăgire și că suntem... Dar cum îi explicați, domnule Pirtea, domnului Burduja, care s-a luptat, a făcut niște conferințe de presă, i-a numărat nerealizările lui Nicușor Dan, spunea că se pregătește pentru primăria Capitalei. Acum așa, parcă puțin dezamăgit, spune că n-a, va vota, bineînțeles, ce decide partidul, dar bineînțeles acolo există poate ca și în cazul Gabrielei Firea un soi de frustrare, plus că la nivel de notorietate nu poți să-l compari pe medicul Cârstoiu cu Sebastian Burduja sau cu Gabriela Firea, adică notorietate politică cel puțin. Categoric, dar domnul Burduja a primit această notorietate politică probabil într-un ultimul an de zile, validându-se în diverse poziții ministeriale. Eu cred că înainte de a intra ca și ministru sau în alte poziții, nici domnul Burduja nu era atât de notoriu sau de cunoscut. Era o promisiune datorită background-ului educațional pe care l-avea domnia sa și o promisiune care demonstrează și care confirmă în timp. Domnul Burduja este un om de partid, este un om care cu siguranță va merge pe decizia partidului și va face tot ceea ce se poate pentru a câștiga alegerile candidatul susținut de Partidul Național Liberal împotriva lui Nicușor Dan. Și foarte important este, exact cum s-a spus în emisiune, consiliile. Pentru că nu primarul ca persoană, el va putea da trendul și va fi un predictor al direcțiilor, dar fără consilii generale sau la primării, deciziile nu vor fi unele eficiente și cu succes. Da. Cum vedeți candidatura lui Cristian Popescu Piedone? O să rupă din voturile pentru coaliție? Acum nu știu dacă din voturile PNL, dar poate din voturile PSD, unde acolo au existat niște legături între PUSL și PSD de-a lungul timpului vis-a-vis de candidați, de susținerea candidaților și așa mai departe. Nu o să rupă domnul Piedone voturi de la coaliție, domnule Pirtea? Eu cred că domnul Piedone, având votanții fidele ai domniei sale, într-un anumit spectru și social, și de pregătire profesională și așa mai departe, nu are nicio legătură cu acest candidat al coaliției, care cu siguranță se adresează și zonei intelectuale, și zonei de afaceri, dar și oamenilor de rând care au fost pacienți în cadrul spitalului și care au văzut de bunele condiții pe care le-a asigurat domnul doctor acolo. Probabil, într-o variantă de concurență cu doamna Firea, da? Probabil atunci domnul Piedone ar fi obținut mai multe voturi în contrapartidă. Da. Domnule Cosma, aceeași întrebare pentru dumneavoastră. Ce joc face Cristian Popescu Piedone? Bine, aici sunt foarte multe de comentat, din păcate nu mai avem foarte mult timp și vreau să mai ajung o dată și la doamna Teodorescu. Ce jocuri face Cristian Popescu Piedone în condițiile în care au apărut și niște scandaluri de astea, domne, să lase moștenirea sectorului 5, moștenire fiului, el să meargă la capitală cu un mesaj divin că a ajuns la maturitate și că trebuie să-și urmeze cursul, să meargă la capitală. Spune că e și amenințat să renunțe. Adică ce joc face Cristian Popescu Piedone și dacă s-au lungit atât de mult discuțiile din coaliție pentru că a apărut acest anunț al candidaturii lui Cristian Popescu Piedone și poate a dat cumva calculele peste cap. Din ce știți, bineînțeles? Eu cred că domnul primar a făcut o treabă bună la sectorul 5 și cred că va face și în următorul mandat la sectorul 5 o treabă foarte bună cu ceea ce dânsul are rezolvat acolo. Pe de altă parte, calculele legate de candidatura dânsului nu ne pot încurca din punctul de vedere a faptului că Partidul Social Democrat are un electorat și medii de partid, sunt eu, destul de disciplinat. Și la urma urmei vorbim de niște ideologii politice la care și după până salta noi ca medii de partid ne-am racordat cu toții. Ce cred eu că în schimb este puțin așa dat legat de candidatura domnului primar este modul în care vede dânsul să o facă, alaltă el avea niște lunetici pe cap, înțeleg că la un moment dat a fost și amenințat, nu știu de cine, că nu a spus să nu mai candideze. Eu cred că aceste chestiuni, dacă chiar există și dânsul le-a trăit, e bine să meargă să se adreseze
inclusiv organelor competente în sensul acesta și să aducă niște dovezi, pentru că așa intrăm într-un film din acesta foarte mistic în care dintr-o dată este un personaj foarte important care suferă niște chestiuni așa, negative. În rest, nu am ce să comentez, pentru că la urma urmei este decizia fiecăruia dacă dorește să candideze pentru funcție. Acum știți cum e, Partidul Social Democrat are un electorat disciplinat, de acord, acum mai trebuie convins electoratul disciplinat al Partidului Social Democrat cum ați făcut alianță cu dușmanii tradiționale ai Partidului Social Democrat, respectiv cu PNL și viceversa, PNL să convingă publicul de dreapta că, cu ghilimelele de rigoare, citesc, de acum câțiva ani au readus la guvernare ciuma roșie, așa cum ei o numeau, nu? În politică eu nu cred că putem discuta de dușmani, putem discuta de adversari politici. Adversari, ok, da. Este cel mai corect. Și la urma urmei să nu uităm că sub o formă sau alta și noi și Partidul Național Liberal am intrat la guvernare, sau noi cel puțin lângă Partidul Național Liberal, după ce cei de la USR au fugit în acea guvernare, neputând să facă față problemelor care sunt, mă rog, care au fost în acel moment și din păcate sunt și acum. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să existe un echilibru și un consens, pentru că la urma urmei am intrat pentru români, nu am intrat pentru funcții politice, nici publice, nici nimic altceva. Foarte scurt, doamna Teodorescu, în 30 de secunde, un minut. Cum credeți în scenariul ăsta, în analiza lansată de Ionuț Cristache ceva mai devreme, că au lansat acest candidat astfel încât ori Piedone, ori Nicușor Dan să obțină mandatul la primăria Capitalei și PSD cu PNL împreună să aibă o majoritate poate liniștită sau în Consiliul General? Eu nu cred că în acest moment candidatura doctorului Cârstoiu îl favorizează în vreun fel pe Piedone, ci după cum vă spuneam și la început, cred că mai degrabă îl favorizează pe Nicușor Dan. Și dacă este așa și a existat un astfel de calcul ca PSD-PNL să sacrifice primăria Capitalei și bucureștenii, binele bucureștenilor, de dragul vreunui alt fel de calcul politic, atunci este foarte grav. Bun. Nu văd ca domnul Piedone să câștige alegerile pe baza notorietății pe care o are. Este drept că dumnealui a făcut pușcărie pe nedrept și există o hotărâre judecătorească care ne-a arătat acest lucru. Însă, la fel de drept este și că a apărut recent un nou dosar al ANI și nu știm câte altele ori mai fi. Da. Bun, vă mulțumesc, doamna Teodorescu, domnule Cosma, domnule Pirtea, vă mulțumim pentru dezbateri, pentru dialog. Revenim cu partea a doua a emisiunii, cu titlurile orei 13. Ne revedem în câteva momente. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu titlurile orei 13. Coaliția a ajuns în sfârșit la un consens în ceea ce privește primăria Capitalei și primăriile de sector. Gabriela Firea rămâne în afara jocurilor politice, la fel și Sebastian Burduja, cel puțin pentru primăria Capitalei. În schimb, medicul Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar, ar fi candidatul sprijinit de coaliție pentru primăria Capitalei. Marcel Ciolacu susține amendamentul PSD care prelungește plafonarea daosurilor la prețurile alimentelor și promite că în zilele următoare vine și cu un mecanism îmbunătățit de plafonarea prețurilor la energie și la gaze, care să ofere un ajutor suplimentar atât populației cât și economiei. Până în 2026, a spus premierul Marcel Ciolacu. Aproape 3 sferturi dintre români preferă să cumpere produse locale, chiar dacă sunt mai scumpe. Aproape 63% sunt de părere că produsele agricole românești sunt mai rare în marile rețele comerciale pentru că acestea preferă produsele din străinătate, conform unui sondaj realizat de INSCOP pentru colegii noștri de la news.ro. Acela sondaj mai indică 77% dintre români sunt de părere că în situații de criză trebuie mai întâi să se ajute singuri și abia apoi să ceară sprijinul statului. Ministerul Mediului a lansat programele la Rabla Classic și Rabla Plus. Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe. O singură regiune din România, Nord-Est, regiunea Moldovei, avea în 2022, ultimul an,
pentru care există date, un PIB per capita mai mic de 50% din media Uniunii Europene, relevă datele Eurostat analizate de Profit.ro. Fostul oligarh și opozant al Kremlinului în exil, Mihail Hodorkovski, cere guvernelor din Occident să nu recunoască victoria electorală a lui Vladimir Putin și dă asigurări că opoziția este unită împotriva președintelui rus într-o discuție cu jurnaliștii de la Berlin. Într-o discuție cu jurnaliști la Berlin. CEO-ul Saudi Aramco, Amin Nasser, a declarat că tranziția energetică eșuează, iar factorii de decizie ar trebui să renunțe la fantezia de a elimina treptat petrolul și gazele, deoarece cererea de combustibil fosil vor continua să crească în următorii ani, relatează CNBC. Continuăm cu sport, meci important în tenis. Simona Halep, care revine pe teren după un an și jumătate, beneficiară de wildcard, Halep va juca în primul tur de la Miami Open de la ora 22 împotriva Paulei Badosa, locul 73 mondial. Dacă va trece de Badosa, Halep o va întâlni pe Arina Sabalenka, locul 2 WTA, care joacă direct în turul 2. Ca de obicei, pe final, informațiile meteo. Meteorologii anunță că până joi seară vor fi ninsori în nordul și centrul Moldovei și precipitații mixte în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul și în estul Transilvaniei. Vor fi intensificări ale vântului în estul, sud-estul țării și la munte, iar în cursul zilei de marți și în vest. În București, vremea se va răci semnificativ, temperaturile din timpul zilei fiind mai mici decât cele specifice acestei perioade. Discutăm, domnilor, bineînțeles, despre impozitarea progresivă și așteptăm și niște declarații de presă din partea Ministrului Justiției. Avem o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Credeți că se gândește guvernul la trecerea spre impozitul progresiv? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră și ne întoarcem la dezbateri în câteva momente. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, vă prezint invitații de la această oră din partea Partidului Național Liberal, Virgil Guran. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Cu plăcere, vă salut. Din partea AUR, Călin Matieș, mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc din suflet de invitație și salut și pe telespectatorii noștri și pe invitații. Și așteptăm dintr-un moment în altul să înceapă o conferință, o declarație de presă susținută de ministrul Justiției Alina Gorghiu. O vom reda aici la Prima News. Domnule Guran, o să încep cu dumneavoastră, întrucât a reapărut în spațiul public, a fost relansat în spațiul public subiectul impozitării progresive, o linie roșie pentru Partidul Național Liberal atât timp cât sunteți la guvernare. Am discutat chiar săptămâna trecută după acel studiu lansat de OCDE vis-a-vis de impozitarea progresivă și spunea la vremea respectivă colegul dumneavoastră, fostul ministru de finanțe, domnul Nazare, că PNL se opune în continuare impozitării progresive și bineînțeles că rămâne partidul un susținător al cotei unice. Iar apoi a apărut declarația lui Marcel Boloș, care pasează impozitarea progresivă guvernului din 2025, motivând această impozitare progresivă prin recomandările făcute de atât de Banca Mondială cât și de OCDE. Și spune că avem printre cele mai mari impozite pe muncă din Uniunea Europeană. Cum vedeți, domnule Guran, până la urmă mai reprezintă o linie roșie impozitarea progresivă pentru Partidul Național Liberal? Bineînțeles că reprezintă o linie roșie. Acel Boloș vorbește din postura de membru al guvernului care este în legătură permanentă cu premierul Marcel Ciolacu. Sunt niște principii, niște linii trasate în, nu știu eu, politica noastră în
viziunea noastră liberală, pe care le respectăm și pe care ar trebui să le respecte și el, înainte să iasă să afirme câte ceva. Am mai spus-o și o spun în continuare, indiferent că este susținut de către Partidul Național Liberal acolo în guvern. De multe ori Marcel Boloș iese și vorbește înainte să se stabilească ceva, o strategie sau ceva de genul ăsta, în loc să-l lase pe premier să vorbească, pentru că nu este treaba lui Marcel Boloș să vină să povestească ce e de făcut în acest guvern, ci este treaba premierului, pentru că așa e, întotdeauna premierul conduce. Dar pentru noi, pentru liberal, rămâne clar linie roșie. S-a dovedit că a ajutat mult economia cota unică și în continuare noi suntem convinși că această cotă unică ajută dezvoltarea economică. Domnule Guran, dar în momentul de față, realist vorbind, cât de unică mai e cota asta în România? Acum depinde dacă vă referiți la micro-întreprinderi. Nu este într-adevăr unică, pentru că s-a facilitat pentru anumite întreprinderi care sunt foarte mici, din, nu numai din considerent economic, și din considerent de control, pentru că una e să trimiți o echipă de control vreo lună să controleze o firmă mică cu o cifră de afaceri foarte mică și care nu produce foarte mult și te costă de 10 ori mai mult salariul acelor oameni decât impozitul constatat, și alta este să spui, măi, ai de plătit atâta și mergi înainte, nu stăm toată ziua pe capul tău. Deci și din aceste considerente, adică sunt niște lucruri logice care funcționează și în alte țări și funcționează foarte bine, nu le-am inventat noi și trebuie să le respectăm. Din păcate, de acest lucru ne-a îndepărtat, mergând pe ideea că sunt anumiți oameni care fac foarte mulți bani și și-au făcut micro-întreprinderi și își duc banii acolo și plătesc doar 1%. Aici se putea veni să spui, mă, dacă profitul este mai mare de 20% față de cifra de afaceri, intră la alt tip de impozitare și terminat. Dar a fost o greșeală și o afirm, nu a fost un lucru bun, că acele întreprinderi foarte mici am început să le luăm 3%, ce reprezintă de multe ori 50% din profitul realizat, și în loc să-i ajutăm pe aia mici, le dăm în cap. Da. Domnule Matieș, cum vedeți subiectul acesta? Plus că acum avem o strategie de țară anunțată și de premierul Marcel Ciolacu și de fostul premier Nicolae Ciucă vis-a-vis de aderarea României la OCDE. Ceea ce, fără îndoială, ar fi un lucru foarte bun pentru economia noastră, pentru mediul de afaceri. Bun. OCDE vine cu niște recomandări, printre care și impozitarea progresivă. Și aici apare că se despart cumva cele două partide din coaliție, PSD fiind un susținător al impozitării progresive, PNL, cum spunea și domnul Guran, vrea în continuare cotă unică. Bineînțeles, cu argumentele însoțite de argumentele economice, de natură economică. De când a fost introdusă cota unică, ce-i drept, economia românească și mediul de afacere a funcționat ceva mai bine. Vă rog, domnule Matieș. Mulțumesc, domnul Andrei. Ca antreprenor de 25 de ani, adică din 98 vorbim, și ca un președinte de federație, eu îmi pun întrebarea dacă avem, și ceea ce v-am întrebat și noastră, dacă avem o cotă unică, pentru că vorbim de vorbim de un TVA 5-9-19%, vorbim de un impozit a pensiilor până la se discută de 3.010%, vorbim de un impozit diferențial al companiilor, spunea și domnul Guran, micro-întreprinderile, IMM-urile, companiile mari. Mai vorbim de un impozit pe salarii diferențiat, construcții, industria alimentară și restul. Adică unde este cota unică? Despre ce cotă unică? Eu cred că subiectul acesta este un pic depășit, pentru că ceea ce ne spunea guvernul PNL-PSD ne spunea de și care era buba acestei guvernări, digitalizarea ANAF-ului. Păi noi nu avem așa ceva. Discutam de colectarea impozitelor, că suntem deficitari.
Nici nu avem așa ceva. Ce facem? Dotăm oamenii de la ANAF cu pistoale, facem tot felul de lucruri, cam vestul sălbatic. Noastră spuneați că ce ne spune OSCE-ul, dar ne spune și FMI-ul, creșterea impozitelor. Nu ne dorim lucrul ăsta, nu vrem lucrul ăsta. Sunt o grămadă de soluții care pot veni în sprijinul economiei din România. Păi, haideți să ne uităm, avem 55% din PIB, avem contribuția IMM-urilor, 55%, 60% din angajatori, din populația angajată la privat, provine de la IMM-uri, adică 55% și 60%. Păi n-ar trebui guvernul să se gândească, să pună un pic de importanță pe IMM-uri, să construiască acele active, pentru că până la urmă guvernul are nevoie de bani. Păi dacă nu se îndreaptă cu, și atenția nu este îndreptată asupra IMM-urilor care produc 55% din PIB, nu se îndreaptă asupra lor, de unde o să avem bani pentru pensiile din septembrie, de unde o să avem toți acei bani de care are nevoie România? Păi nu o să avem, că ne împrumutăm din nou. Am ajuns la peste 50% din PIB și vom merge așa ca să dea bine în an electoral. Nu, asta este o măsură care poate să ia guvernul. Și nu cred că impozitarea progresivă, susținem și noi de la aur, o impozitare progresivă, dar înainte trebuie să avem niște analize. Nu discutăm de așa făcută pompieristii cum suntem obișnuiți. Vorbim de produsele tradiționale, produsele făcute de români, cu materie primă din România. Nu-i mai bun TVA-ul 5%, trebuie să-l facem 9%. De ce l-am făcut 9% ca să ne punem împotriva producătorilor români? Nu știu și nici n-a avut o analiză guvernul și nici ministrul agriculturii, domnul Barna. Da, vă rog, domnule Guran, dacă aveți un comentariu. Nu, ceea ce am avut de spus, am spus, eu cred că dacă tot vorbim și de TVA, ar fi o mare prostie să se mărească și TVA-ul acum, deci eu chiar zic că pricep. Păi nu, acum, domnule Guran, acum în 2024 ambele partide de la putere au promis și și-au propus să nu crească niciun fel de taxă. Întrebarea de pe buzele analiștilor economici e ce se întâmplă din 2025, când, bineînțeles, vor fi niște note de plată atunci și pentru superanul electoral 2024 și pentru, avem și problemele cu deficitul, inflație, știm toate problemele cu care se confruntă economia. Corect. Eu spun acum, din punctul meu de vedere și a unor oameni care pricep ce înseamnă economia, creșterea TVA-ului ar fi o prostie. Nu o să ne ajute. Cei care nu plătesc, nu o să plătească, o să aibă restanțe mai mari, iar cei care plătesc se vor împovăra mai mult și vor crește prețurile. Și dacă intrăm în spirala asta, că hai că mai mărim, inclusiv eu vă spun ceva, că se vorbește tot timpul de mărirea salariilor. Mărirea salariilor trebuie să se facă în funcție de economie, nu în funcție de pixul unui politician. Pentru că în momentul în care forțezi ceva, să rupe în altă parte, asta este clar. Eu îmi doresc să avem salarii cât mai mari, dar acoperite de producție și productivitate. Și aici nu s-a ținut cont de multe ori. E adevărat că sunt niște politici guvernamentale care sunt bune, multe dintre ele, pentru stimularea și sprijinirea producătorilor. Dar mai trebuie să venim și cu alte lucruri. Iar la unele lucruri se opune Uniunea Europeană. Vă dau un simplu exemplu. De ce nu ne lasă Uniunea Europeană să ne rezolvăm irigațiile în România? Vă spun de ce nu ne lasă. Țările importante de acolo sunt mari producători de produse agricole și în momentul ăla noi am devenit o concurență reală pentru ei și nu le-ar conveni. Asta este politica economică în general în lumea asta și trebuie să înțelegem că nimeni nu ne vrea binele gratuit. Toată lumea are un interes din jurul nostru. Orice țară care spune că vrea să ne ajute are un interes, nu are alte... Păi și ați ridicat problemele acestea la nivel european, nu dumneavoastră, PNL, să zicem, sau europarlamentarii PNL. Bineînțeles, dar din păcate și acolo încă nu reprezintă.
reprezentăm o forță, nu în sensul că nu avem europarlamentar de forță. În momentul de față, să fim serios, o dictează acolo, uitați-vă cum e acum, Austria, care e mai mică decât noi, azi mâine depășim ca produs intern brut, dar totuși au o forță mai mare în anumite zone. Și nu ne lasă să intrăm în Schengen. Lucru care nouă ne prejudicează afacerile pentru România. Deci, încă nu reușim să ne impunem total și va trebui să înțeleagă Uniunea Europeană că suntem într-adevăr parteneri egal și sprijin. Adică noi avem problemele astea cu irigații, cu autostrăzi, lucruri foarte importante. Astea trebuie să le rezolvăm în România. Ne tot iau cu și la reziliență și la tot că să, nu știu, tencuim mai mult locuințele sau să facem lucruri de genul ăsta în loc să le facem pe cele foarte importante. Da? Probabil ăsta este interesul să nu ne dezvoltăm foarte, foarte mult, că începem să deranjăm economia lor, crescând economia noastră. Acum poate... Poftim? Dacă îmi permiteți. Vă rog, domnule Matias. Nu, eu vreau un pic și să-i spun și eu, l-apreciez pe domnul Guran ca economist și cu siguranță pricepe foarte bine mișcările economice din România. Dar în afară de irigații, domnule Guran, avem voie de plus valoare pe produsele, pe... Noi exportăm acum materie primă, producem de 3 ori mai mult grâu decât consumăm, de 3 ori. Producem dublu porumb decât consumăm, domnule Guran. Păi noi exportăm materie primă pentru alții, exportăm animale din picioare. Păi nu putem cu plus valoare? Nu putem să exportăm produse cu valoare adăugată? Noi acum ne spunem că nu avem irigații. Ok, sunt de acord cu noastră și avem o problemă și vedem că temperaturile cresc, se schimbă cumva clima în România. Dar hai să vedem ce avem acum. Am văzut și domnul Andrei a prezentat cum s-aruncau roșiile. Avem acele depozite, 10 depozite promise de guvernul PNL-PSD. La nivel național, acele depozite cu procesare. Și nu mai aruncăm legumele. Le aruncăm legumele în fiecare toamnă. Ce facem pentru fermierii români? Ce facem pentru producția românească? Spunem că nu ne lasă Europa. Și stăm și ne uităm la Europa? Eu m-am referit strict la irigații în România. Dacă vreți, putem vorbi două zile despre aceste lucruri. Da, corect, aveți dreptate și aici. Se fac anumite lucruri, dar cred că ar trebui mult mai mulți bani alocați pentru tehnologizare și pentru a ne prelucra în materiile prime. Este foarte adevărat. Avem în vedere acest lucru cu guvernarea actuală, dar sper să reușim să implementăm mai repede acest lucru. Vă rog, domnule Matias. Nu, eu sper, eu văd că domnul Barbu ne promite acele 10 depozite regionale, ni le promite, cred că de vreun an și ceva. N-am văzut niciunde nici măcar un proiect sau nici măcar o fundație care să fie. Avem zonele, bazinele legumicole. Păi ce-am făcut acolo? N-am făcut nimic. Ce-am făcut? Am distrus Casa de Comerț Unirea unde puteam să vindem produsele românești. Nu reușim. Am făcut o lege, ne-a dat Europa mură în gură nouă românilor și ne-a spus, vedeți, directiva 633, practici comerciale neloiale, hipermarketurile își bat joc de producători. Nu o faceți mai permisivă, faceți-o mai restrictivă. Și ce-am făcut noi? Noi, vorbesc Comisia de Agricultură care este condusă de PSD, a impus cu tot felul de taxe, a lăsat-o așa permisivă ca să nu supere cumva hipermarketurile. Ce se întâmplă acum? Nu se întâmplă nimic. Producătorii sunt taxați ca la... Domnule Matias, vreau doar să-l introduc în discuție și pe colegul nostru Sabin German, care realizatorul emisiunii România de la A la Z, care urmărea discuția și a dorit să intervină. Te rog, Sabin. Bine m-a regăsit. Păi mă miră asaltul ăsta asupra politicilor europene, chiar vis-a-vis de irigații, când irigațiile nu se pot face nu pentru că are cineva interes ca să ne bage pe noi în groapă, ci pur și simplu pentru că am avut bani nerambursabili, gratuiți,
de la contribuabilul european ca să facem cadastrarea și n-am făcut-o. Și vă aduc aminte, domnule Guran și domnule Mățieș, un telefon în emisiune, care și cred că unul dintre dumneavoastră a fost, de la un consilier local din Ilfov, care a spus, au preferat primarii și consilierii solidari cu primarul, da? Ca să nu ia banii aia de la Uniunea Europeană să facem cadastrarea, pentru că ieșeau la iveală neregulile și șpăguielile și toate porcăriile pe care le-au făcut cu terenul. Acum să veniți cu un discurs anti-european, când România a primit 10 de miliarde, aproape 100 de miliarde de euro ca să se reformeze și n-a reușit. Asta nu este din cauza Uniunii Europene, ci din cauza voastră, a politicienilor, care ați făcut niște legi absolut, nu spun imbecile ca să nu jignesc, dar inutile. Deși înțelegeți prin inutile, imbecile. Da? Nu se poate să veniți să-mi spuneți că Uniunea Europeană e de vină, că cine vrea să ne ajute are interese, că suntem cumva înconjurați de dușmani, tot discursul ăsta vadimist pe care îl asumați în plină campanie electorală, în care se spune că se luptă împotriva extremismului. Bun, acum stai puțin, Sabin, să lăsăm pe domnul Guran să-ți răspundă. Eu cred că ați înțeles greșit, în sensul în care mă refer acum în PNRR. Nu ni s-a permis să prindem treaba cu irigațiile, într-adevăr. Au fost bani mai de mult, s-au cheltuit bani aiurea pe irigații. Asta este una. A doua, eu nu mă refer la irigații, la micile ferme care merg să rezolve irigațiile. Eu mă refer la structura mare pentru irigații, ceea ce trebuia făcut la nivel național. Și acolo nu cred că era problema cadastrării neapărat ca să realizezi, știu eu, aducțiunile respective de apă. Deci asta e una. A doua, nu este un discurs anti-european, este un discurs realist. Eu am fost chiar în Parlamentul European la discuții și când am spus, domnule, de ce nu ne lăsați să aducem bani pentru asta, pentru ce aveam nevoie, ne spunea, păi, ce credeți, că noi ne rugăm de voi să luați anumite sume? Deci nu este anti-european, dar să-mi spuneți că ar fi foarte interesant cei din Franța, domnule, sau Olanda, domnule Guran, noi domnule Guran, mare, domnule Guran, vă rog să vă țineți ideea câteva momente. Mergem la Ministerul Justiției, unde Ministrul Justiției Alina Gorghiu declarații de presă, susține declarații de presă în acest moment. Să o ascultăm. Administrația Națională a Penitenciarelor a oferit autorităților din Germania
Acest demers la care noi ne-am angajat, vă asigur că va fi executat cu bună credință. Aceste garanții cu privire la condițiile de detenție, de detenție, au fost apreciate pozitiv de instanțele din Germania, astfel încât a scăzut de sondământul, s-a decis predarea libertății de Iași. Cu privire la încarcerarea sa, va fi încarcerat conform angajamentului și conform procedurilor la penitenciarul Rahova pentru o perioadă de carantină și observare, așa cum bine ați menționat în presă, de 21 de zile. Secția în care va fi încarcerat pentru această perioadă este secția D2, este destinată persoanelor condamnate, majore, de sex masculin. Majoritatea persoanelor care sunt extradate în România, inclusiv cele din Germania, pentru care s-a acordat din partea statului român setul de garanții, au efectuat această perioadă de carantină și observare în penitenciarul de la Rahova, deci nu e niciun element denunțat în această privință. După perioada de carantină, persoana va fi transferată într-un alt penitenciar în care va fi efectuat pedeapsa. La acest moment, penitenciarul în care va executa pedeapsa nu este o informație publică, însă regula poporului comunica este aceea că pedeapsa se execută într-un penitenciar care se află în proximitatea domiciliului persoanei condamnate. Detalii despre Rahova mi-aș cerut fiecare dintre dumneavoastră, vreau să vi le ofer în mod public și transparent, pentru că la Rahova, Bulgarul Cătălin Chiereteș, conform garanțiilor comunicate de către Administrația Națională a Penitenciarilor, va fi cazat maxim încă două persoane într-o cameră cu o suprafață de aproximativ 19 metri pătrați, suprafață care include și mobilierul aferent și patul, fără să cuprindă spațiul destinat grupului sanitar. Vorbim despre un penitenciar în care foarte recent au fost inaugurate încă 243 de locuri noi de cazare. Deci nu se va pune problema de condiții precare de detenție, de altfel încercăm pentru fiecare deținut din România. Camerele de detenție vor asigura condamnatului pat individuale, așa cum se întâmplă pentru fiecare deținut. Sunt dotate aceste camere cu mobilier, instalații de încălzire, unități, igienică sanitare, cu acces permanent la apă potabilă și apă caldă. Va beneficia de asemenea ca orice alt deținut de întreaga infrastructură penitenciară, pornind cu alimentație diversificată, acces la un punct comercial din incinta unității, acces la publicații, acces la asistență medicală. Îi vom asigura lui Cătălin Chiereteș, repet, ca oricui alt deținut, toate drepturile care sunt recunoscute de lege, pentru că toți sunt egali în fața legii. Cu privire la cadrul legal care să îmbunătățească situația asta pe care o raportat la Pilari, vreau să vă spun că aștept soluția care sper să vină în urmă la Pilari cu privire la legea obligare și pentru evaluare, adică acea prevedere propusă de Ministerul Justiției votată în Parlamentul României, prin care la pedeapsa pe care au oamenii adăugă și pedeapsa pe care și anume între 6 luni și 3 ani. A fost o soluție, repet, propusă de Ministerul Justiției care vizează să duce la diminuarea procesului de divarilor. În al doilea rând, ne dorim în continuare curii sănătoase care se ducă la combaterea fenomenului, momentul în care vă informesc astăzi, ca urmare a primului arhivului de la Ministerul de Interne, vom trimite către Secretariatul General al Guvernului pentru înscrierea în ordinea de zi a ședinței de guvern. Sper că în săptămâna următoare va fi curând la ordinea de zi. Inițiativa legislativă propusă de minister, conform căreia jucarul este o inițiativă pe care ne-am dorit o parte de când am ajuns la Ministerul Justiției și am considerat ca o lucru de bun simț, ca un lucru firesc, dar nu are bani
o persoană condamnată la viața cu închisoare prezăcutoare în România să fugă din țară, să-și aleagă orice altă destinație pentru a scăpa de rigorile pedepsei date de instanța din România, atunci el trebuie să scoată din prizonare bani pentru a întoarce casa din țară. Nu se pare deloc firesc ca statul român să scoată, de exemplu, peste 10 milioane de lei pentru a aduce în țară un număr de aproximativ 19 de deputați. Acestea sunt informațiile pe care am vrut să le dau cu privire la cazul de lucru și la urmă să aveți alte întrebări să instalați. Ministrul Justiției Alina Gorghiu, declarații de presă și vești bune, primarul fugar Cătălin Cherecheș este adus în țară din Germania. Spune ministrul Justiției Alina Gorghiu că va fi preluat de polițiști la graniță și va fi ulterior încarcerat în România, unde își va ispăși pedepsa. Revenim la dezbateri. În continuare alături de noi, Sabin Gherma, realizatorul emisiunii România de la Z, Virgil Guran din partea PNL și Călin Matieș din partea AUR. Vă rog, domnule Guran, hai să începem puțin și cu un comentariu. Iată, Cătălin Cherecheș este adus în țară. Da, asta este un lucru bun. Cred că aici ar trebui să se armonizeze legislația europeană, să nu mai poată cei care au de dispășit o pedeapsă să plece din țară și să scape de acea pedeapsă. Revenind, eu sunt un pro-european convins, pentru că ne-a ajutat foarte mult faptul că suntem în Europa, dar în același timp, sincer să fiu, eu ca om de afaceri și ce sunt eu acolo, refuz să cred că se va bucura vreodată Franța că noi reușim să dublăm producția agricolă a României. Deci eu la asta mă refer, efectiv, că nu se bucură ceilalți. Deci că trebuie noi să ne luptăm, să ne cerem acele drepturi. Că s-au făcut și greșeli de către fiecare partid în parte pentru implementarea, de exemplu, acestui proiect al irigațiilor. Sunt de acord cu domnul Sabin Gherman, așa este. Că au fost interese mici sau mari pentru unii să nu se întâmple ceva. Sunt de acord cu dânsul, așa este. Dar eu vă spun că, totuși, aici, dacă ne batem un pic mai mult acolo, poate obținem fonduri acum pentru ceea ce trebuie. Că s-au obținut în trecut și n-au fost folosite și asta este adevărat. Dar măcar să o reparăm acum, pentru că este foarte important să reușim, apropo de ce se discuta înainte cu mărirea salariilor și așa mai departe, să reușim să acoperim cât mai mult din consumul României și să echilibrăm balanța export-import a României. Pentru că noi consumăm cam 70% din ce consumăm, importăm. Aici este o mare problemă pentru România. Vă rog, domnule Matieș. Domnule, am stat 7 ani de zile raportor pentru România în Parlamentul European, din partea unui grup. Da? Da. Al patrulea grup din Parlamentul European. Nimeni nu se bate pentru bani. Acolo, la Comisia Europeană, te duci frumos cu proiecte. Uite ce vreau să fac și cât costă. Da? Ai niște bani alocați. Banii alocați pot fi mai mulți. Și vă dau exemplu Poloniei. Polonia nu avea nici un kilometru de autostradă în 1990. Ungaria avea 100 de kilometri de autostradă în 1990. Dacă vă duceți acum în Ungaria, vedeți că e împânzită de autostrăzi. Dacă vă duceți în Polonia, trebuie să căutați foarte bine locuri în care cumva să vă arate că așa a fost și acolo comunism. Da? În timp ce noi am făcut orice altceva decât capitalism. Da, gândiți-vă la tot ce înseamnă proiecte puse aiurea către Parlamentul European, către Comisia Europeană. Am fost acolo, le-am văzut. Se luau ea cu mâinile de cap când vedeau cât de multă birocrație este la noi. Și vă dau un exemplu. Pentru energie eco, era la început atunci, da? Polonezii aveau 202 pagini la dosar pentru investiții mai mari de 10 milioane de euro. Noi aveam peste 2200.
Da? Și birocrații, diferența era pusă de aceste agenții pe care politicienii le-au făcut și le-au umplut de neamuri și de amante, da? Și ăia, ca să nu se vadă că sunt pur și simplu incapabili să gestioneze, da? Cer să se acopere de hârtie. Da? Mai adu o hârtie, mai adu o hârtie, mai adu o hârtie. Și vă dau un exemplu cu o lege care nu funcționează. Deși există de 2 ani, legea mi se pare 2/2022. Nu mai ai voie să-mi ceri o instituție de stat o copie dacă eu deja am trimis alte instituții de stat și se află în servere. Ei bine, la Timiș, când s-a pus problema asta, ce a spus șeful de la IJP, de la Poliția Timiș? Nu mai avem voie să cerem copii? De acum încolo să aduceți originalul. Și nimeni nu l-a demis. Adică vorbim despre o nesimțire totală a ăstora pe care politicienii îi pun în fruntea instituțiilor. Comisia Europeană și toate instituțiile europene v-au spus foarte clar. Aveți o problemă cu numirile politice. În 2023 n-a intrat un euro în economie, sunt toți blocați în Banca Națională. Undeva trebuie să rupă asta. Da? Vine Bolo și ne spune că va crește taxele. Ok, creștem taxele. Dacă mâine spune pentru industria de război, Sabin Gherman trebuie să plătească mai mult, plătesc mai mult. Dar aștept din partea statului să nu mai aibă mai mulți bugetari decât are Polonia. Da? Avem mai mulți funcționari decât are toată Polonia, care are 38 de milioane de locuitori și noi avem vreo 18. Despre asta nu vorbiți niciodată, politicieni. Numai despre cum să luați banii de la oameni. Ok, da. Pentru ce îi luați? Pentru pensii speciale? Bun. Domnul German, dacă îmi permite. Doar două cuvinte. Aveți dreptate. Da, vă rog, domnule Matias. Dacă îmi permiteți, nu, eu vreau să-l salut pe domnul German, că este vecinul meu, eu sunt la Alba Dânsul, la Cluj, dar vreau să mă întorc din nou la irigații. Domnul Guran spunea, nu ni s-a permis. Eu cred că domnul Guran omiteți un lucru și ne aducem de aminte, eram comunicatori amândoi, când USR-ul spunea că nu este sustenabilă metoda prin canale de irigații. Când USR-ul spunea că cea mai bună metodă este cea prin picurare și le spunea domnilor la cultura mare, n-ai cum să faci irigații prin picurare. Și mi-aduc la fel de bine aminte când PNL-ul se dădea cu fundul de pământ și spunea că n-au avut acces la PNRR, că domnul Ghinea l-a închis în sertar. Mi-aduc foarte bine de aminte. Și acum domnul Guran îmi spune, nu ni s-a permis. Cred că noi n-am fost pregătiți, cred că USR-ul și PNL-ul de la momentul acela și domnul Câțu n-au fost în stare să prindă în PNRR la momentul respectiv. Nu că nu ne-a permis Europa. Deci vă rog din suflet, dar ce vreau să aduc în discuții, avem și canalul Siret Bărăgan, care e făcut în mare proporție. Și vreau să vă spun că noi în programul agricol pentru România AUR avem prin și acest lucru, avem și decolmatarea canalelor existente și la fel AUR are în programul pentru agricultură noile stații de pompare, pentru că cele vechi cu siguranță care au dispărut sau sunt furate sau sunt deteriorate, cele vechi erau energofage. Și acum, normal, după 20 de ani, sunt utilaje mult mai bune care pot să pompeze și cu consum minim de energie. Lucrurile astea trebuie spuse. Avem nevoie de irigații. Dar nu trebuie spus și așa. AUR care celebrează legionarii, AUR care spune că Holocaustul este o temă minoră, AUR care îl reabilitează pe Antonescu cu toate crimele lui. De ce să vă credem? Eu pentru mă că cred, pe mine mă sperie, AUR, da, toate extremismele astea sunt cumva pe cocoașa banilor mei. Domnul German, faceți o conexiune de la agricultură și irigații la legionari. Ce vă pot răspunde eu? Păi vă spun de ce. Pentru că nu puteți să-mi spuneți că aici aveți biciu și aici aveți zăhărelul. Da? Nu puteți să-mi spuneți că tot scandalagia aia pe care aveți în Parlament, îl vedeți pe ăla care strânge de gât pe nu știu care ministru, Dan Tănase care îl bagă în măsa pe nu știu care, da? Și după aia veniți și spuneți că useriștii se vină. Păi, eu cred că USR-ul are un jur de 80% în țara asta, dacă el îi devine pe după. Vă aduceți de aminte, erați în presă, domnul, sunteți în presă și sunteți foarte bine informat. Nici n-am un dubiu în sensul ăsta. Vă aduceți aminte că useriștii spuneau metoda prin picurare este cea mai eficientă, că nu-i bună metoda clasică. Vă aduceți aminte că PNL-ul spunea că Israelul care are o economie foarte scurt, suntem deja pe depășire, vă rog. Israelul care are o agricultură extrem de performantă, ei au și inventat chestia asta prin picurare și așa funcționează. Pentru că există mare, pur și simplu German, evaporare și alte chestiuni. Cultura mare. Nu la cultura mare, poți să faci la legume, poți să faci la ce vrei, dar nu la cultura mare.
Bun, domnul Matieș, haideți că vorbeam serios. Domnul Matieș, eu vorbeam serios. Dumneavoastră ați luat-o politic, să dați înainte cu aur, cu minuni. Ascultați-mă ce vă spun, îmi asum asta, indiferent de ce. Toate partidele au greșit de multe ori. Lăsați-mă cu asta că ați venit dumneavoastră, că sunteți politician vechi, că ați venit dumneavoastră și acum totul va fi frumos. Hai să vedem ce avem de făcut în viitor, că dacă tot venim și spunem ce deștept suntem, lăsați-mă să termin. Dacă tot venim și spunem ce deștept suntem și ce o să facem, nu se va face nimic. Haideți să gândim ce se poate face concret. Am venit cu soluții, am venit cu soluții. Nu mai avem timp, domnilor, dar vă invit în aceeași formulă într-o dezbatere viitoare, tot aici la Prima News, și continuăm subiectul. Am trecut de la impozitarea progresivă la, iată, la irigații și... și multe altele. Vestea bună a acestei ore, Cătălin Cherecheș, primarul Fugar, este adus în țară, va fi preluat de polițiștii români la graniță. Vă mulțumesc pentru atenție, revenim însă în scurt timp cu titlurile orei 14. Am revenit în direct cu titlurile orei 14. Coaliția a ajuns în sfârșit la un consens pe candidații comuni pentru primăriile de sector și pentru primăria Capitalei. Astăzi au loc ședințe la organizațiile PNL și PSD din Capitală pentru validarea propunerilor de candidați comuni pe București. Gabriela Firea, în schimb, este așteptată la Palatul Victoria pentru o discuție cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, după ce în coaliție știm că s-a ajuns la un acord pentru un candidat independent la primăria generală în persoana medicului Cătălin Cârstoiu. Managerul Spitalului Universitar, Cătălin Cârstoiu, a ajuns la Palatul Victoria pentru a discuta cu liderii coaliției despre candidatura la PMB. Marcel Ciolacu susține amendamentul PSD care prelungește plafonarea daosurilor la prețurile alimentelor de bază până la 31 decembrie 2024. Zilele viitoare venim și cu un mecanism îmbunătățit de plafonare a prețurilor la energie și gaze, care să ofere un ajutor suplimentar atât populației cât și economiei până în 2026, a spus premierul. Aproape 3 sferturi dintre români preferă să cumpere produse locale, chiar dacă sunt mai scumpe. Aproape 63% sunt de părere că produsele agricole românești sunt mai rare în marile rețele comerciale, pentru că acestea preferă produsele din străinătate, conform unui sondaj realizat de Inscop pentru News.ro. Acela sondaj mai indică și că 77% dintre români sunt de părere că în situații de criză trebuie mai întâi să se ajute singuri și abia apoi să ceară ajutorul statului. Ministerul Mediului a lansat programele Rabla Classic și Rabla Plus. Bugetul alocat programului Rabla Classic este de 300 de milioane de lei, iar pentru programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei. 5.000 de euro pentru un autoturism care de multe ori nu depășește 25.000 de euro. Cred că este o sumă binevenită și cred că este o sumă care ar putea determina o persoană să achiziționeze un autoturism electric în detrimentul unui autoturism cu combustie internă, a afirmat ministrul mediului Mircea Fechet. O singură regiune din România, Nord-Est, regiunea Moldovei, avea în 2022, ultimul an pentru care există date, un PIB per capita mai mic de 50% din media Uniunii Europene, relevă datele Eurostat analizate de Profit.ro. Spre comparație, în 2019, România avea 2 regiuni cu PIB per capita sub 50% din media Uniunii Europene. Bucureștiul a ajuns la 177% din media UE, depășind, de exemplu, Salzburg, Stuttgart și alte orașe. Pe ansamblu, PIB per capita în România a ajuns la 77% din media Uniunii Europene, la egalitate cu Ungaria și Polonia. Avertisment foarte important transmis de secretarul general al ONU. Ne reunim azi într-un moment în care tensiunile geopolitice și neîncrederea au ridicat riscul războiului nuclear la cel mai înalt nivel de mai mulți zeci de ani, a avertizat Antonio Guterres într-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU organizată de Japonia, după cum relatează AFP. CEO-ul Saudi Aramco a declarat că tranziția energetică eșuează, iar factorii de decizie ar trebui să renunțe la fantezia de a elimina treptat petrolul și gazele, deoarece cererea de combustibil fosil va continua să crească în următorii ani, relatează CNBC. Continuăm cu sport. Simona Halep revine pe teren după un an și jumătate.
beneficiara unui wildcard. Halep va juca în primul tur de la Miami Open, marți de la ora 22, împotriva spaniolei Paola Badosa, locul 73 mondial. Dacă va trece de Badosa, Halep o va întâlni pe Arina Sabalenka, locul 2 WTA, care joacă direct în turul al doilea. Tot marți, Ana Bogdan o va întâlni în primul tur pe Caterina Siniakova pe terenul 1 în jurul orei 18:30, iar Jacqueline Cristian va juca împotriva Dianei Pari în jurul orei 21:30. Ca de obicei, pe final, informațiile despre vreme. Meteorologii anunță că până joi seară vor fi ninsori în nordul și centrul Moldovei și precipitații mixte în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul și estul Transilvaniei. Vor fi intensificări ale vântului în estul, sud-estul țării și la munte, iar în cursul zilei de marți și în vest. În București, vremea se va răci semnificativ, temperaturile din timpul zilei fiind mai mici decât cele specifice acestei perioade. Domnilor, discutăm despre situația geopolitică. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă vis-a-vis de războiul dintre Israel și Hamas. Cum ar trebui să gestioneze marile puteri situația dintre Israel și Hamas? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră și ne întoarcem după câteva momente, doar câteva momente, la dezbatere. Am revenit în direct, domnilor, îl avem alături de noi pe analistul militar Ion Petrescu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Am onoarea să vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Petrescu, luptele dintre Israel și Hamas continuă. Ce-i drept, la televiziunile noastre s-a discutat mai puțin în ultima perioadă. Ucraina a revenit în prim planul mediatic și în prim planul îngrijorărilor din regiune, dacă ne uităm. Însă Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, în continuare se uită cu atenție spre situația din Israel și au fost niște declarații destul de controversate. Depinde de care parte te afli. Israelul le vede ca pe niște declarații controversate din partea Uniunii Europene. Josep Borrell a făcut în repetate rânduri, în altul reprezentant pentru afaceri externe, a făcut de mai multe ori anumite declarații care au deranjat poate conducerea Israelului. Însă ne întrebăm spre ce se îndreaptă mai exact conflictul acesta, cum ar trebui gestionat, dacă a fost gestionat corect până în acest punct și cum ar trebui să gestioneze marile puteri în cele din urmă, cum ar trebui să arate implicarea marilor puteri, fie că ne referim la Statele Unite ale Americii sau, de ce nu, chiar la Uniunea Europeană. În primul rând, meritați felicitări pentru alegerea acestui subiect, deoarece în această dimineață a avut loc o convorbire telefonică între președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și premierul israelian Netanyahu. În finalul convorbirii, premierul israelian a fost de acord ca la finalul acestei săptămâni sau în cursul săptămânii următoare, o delegație israeliană formată din experți militari, specialiști în acordarea ajutoarelor umanitare, dar și alți specialiști în administrarea zonelor dificile din Gaza, să se deplaseze în Statele Unite pentru a discuta cu omologi ce e de făcut în continuare, deoarece se știe foarte bine, administrația americană se opune unui asalt a trupelor israeliene asupra orașului Rafah și reiterează dorința ca populația civilă să fie ferită de noi situații limită în care civili nevinovați își vor pierde viața și în același timp, sigur, și militari israelieni vor fi puși în situația de a fi sub focul teroriștilor, a celor la care își revendică apartenența la organizația Hamas. Deci, convorbirea telefonică din această dimineață dintre președintele american și premierul israelian a adus o rază de speranță că se va conveni o modalitate de acțiune diferită de până acum, inclusiv de furnizarea ajutoarelor umanitare. Asta pentru că Israelul vrea să deschidă în sudul
își e Gaza un nou punct de trecere, astfel încât și pe acolo să vină din Egipt ajutoarele umanitare și să ajungă cât mai repede, dar în condiții de control israelian, la populația înfometată, pentru că acesta este mare de pericol în Gaza, înfometarea a mii de oameni. Israelul, cu ceea ce se întâmplă în Gaza, constituie o preocupare pentru Uniunea Europeană, pentru că Israelul este un partener al Uniunii Europene și modul în care democrația se manifestă, supraviețuiește în acest areal nordic al continentului african, un areal care aparține în principiu teoretic lumii arabe, este constituie un subiect care până acum a fost tratat în mod diferit, pentru că oficialii americani se opun unei continuări a modului în care armata israeliană a tratat până acum problema eradicării mișcării Hamas din Gaza. Au murit mii de palestinieni, sunt mii de răniți, sunt victime femei, copii, bătrâni și este timpul să se ajungă la o altă concretizare a obiectivului statului Israel de a lichida mișcarea Hamas. Bun. Acum au fost niște declarații destul de dure. Îl menționam ceva mai devreme pe Josep Borrell, care acuză Israelul că ar folosi foametea ca armă în acest război. Bineînțeles, se referă la situația din fâșia Gaza. Cum vedeți modul în care a gestionat Israelul din 7 octombrie până acum conflictul? Dezastruos, acesta este cuvântul. Dezastruos, adică am observat o pripeală la nivelul politic și o acceptare chiar cu prețul sacrificării propriei misiuni de către armata israeliană a operațiunii de descoperire și, bineînțeles, lichidare a teroriștilor islamici care s-au refugiat în subteranele Gaza. De altfel, și acum, când difuzați dumneavoastră emisiunea, se estimează că aceia care au reușit să se sustragă urmăririi militarilor israelieni s-au ascuns în subteranele care au rămas încă controlate de către mișcarea de insurgență Hamas. Este o tragedie, o dramă. Și ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie anul trecut, când în mod nedemn, sângeros, insurgenții Hamas au ucis un număr impresionant de cetățeni pașnici israelieni, nu constituie o scuză pentru ceea ce vedem că se întâmplă în zilele noastre. Din punct de vedere al civilizației umane, acolo trebuie pus punct acestui conflict și trebuie găsită soluția prin care cei vinovați să fie deferiți justiției și găsită soluția legală prin care asemenea mișcări de terorism precum Hamas să nu mai aibă posibilitatea de a renaște din propria cenușă. Da. Casa Albă a confirmat astăzi că numărul 3 din Hamas a fost ucis de armata israeliană. Unde s-ar termina? Pentru că acum, dacă ne uităm pe declarațiile politice și pe declarațiile făcute de oficiali israelieni, își propun să termine de tot cu Hamas. Acum vă întreb pe dumneavoastră, aveți experiență îndelungată pe zona militară. Cum se poate sau care-i prețul pe care ar trebui să-l... Pentru că, ca în orice război, evident, există și victime colaterale, există, poate, vedem situația din fâșia Gaza, ați dat chiar dumneavoastră exemplu de numeroși palestinieni care au fost fie mutați, fie uciși, fie înfometați din cauza lipsei de hrană, de apă și așa mai departe. Cam care-i prețul să elimini o astfel de mișcare și dacă aceasta poate fi eliminată? Pentru că am mai discutat cu analiști militari și pare destul de greu de eradicat o mișcare de acest gen din lumea musulmană. Da, e adevărat că este o dificultate, dar totuși să ne aducem aminte că atunci când au atacat pe 7 octombrie teroriștii Hamas localitățile israeliene,
Atunci a funcționat, au funcționat și camerele video instalate de către armata izraeliană pentru a supraveghea tot ceea ce vine din zona palestiniană. Iar femeile militare care se ocupă de gestionarea acestui centru video au raportat la timp cum veneau cu parapante, cu motociclete, insurgenții. Deci există imagini video ale începerii măcelului din 7 decembrie. Ori aceste imagini video conțin și chipurile celor care au venit fără niciun fel de temere că vor fi depistați. Așa cum am mai spus-o și cum recunosc cei care cunosc sistemele de identificare facială a diverselor persoane certate cu legea, dacă ar fi fost folosite acele persoane, identificarea lor ar fi fost facilă pentru serviciile secrete israeliene și fără atâta vărsare de sânge s-ar fi putut trece la identificarea noilor locații și la arestarea și judecarea lor conform faptelor pe care le-au comis. Aceasta era alternativa la ceea ce a devenit transformarea unor operațiuni militare armate israeliene într-un măcel. Într-un măcel care i-a determinat pe mulți să numească ceea ce se întâmplă în Gaza drept un genocid. Și cifrele până acum ale victimelor acumulate confirmă această situație. Acolo nu mai este vorba doar de lichidarea teroriștilor, ci de faptul că blocuri întregi au fost bombardate și s-au prăbușit având în interior, în apartamente, cetățeni nevinovați. Singura lor vină fiindcă se aflau în zonă. Dar erau fără armament, erau tineri, erau bătrâni, erau copii, erau până la urmă ființe umane care se săturaseră de această stare de vrăjmășie cu atâtea persoane căzută pradă furii unora sau altora. Soluția este cea a dialogului și iată că presa un dialog mediat de cine, domnule Petrescu? După cum știm, la ora actuală se poartă convorbiri la care participă pe de o parte emisar Hamas, pe de altă parte emisar israelieni și cei din statele arabe, precum Emiratele Arabe Unite, au devenit moderatori acceptați și de unii și de alții. Și chiar dacă Hamas acum a pus noi condiții privind acceptarea unui armistițiu cu încetarea focului, există șanse să se ajungă la o nouă eliberare masivă de ostatici. Un punct de vedere asupra căruia insistă și președintele Joe Biden. Pentru că această operațiune, indiferent cât se dorește de a mai continua sau să mai aibă alte obiective care nu folosesc nimănui, adică distrugerea unor locuințe altfel pașnice, trebuie să aibă un final, finalul fiind cel în care, dincolo de încetarea focurilor de armă și a bombardamentelor, să nu mai fie victime și să fie o restabilire a unui control minimal în condițiile în care atât cetățenii palestinieni cât și autoritățile israeliene trebuie să respecte o minimă conduită de comportare civilizată în relația unora cu ceilalți. Acum, trebuie să înțelegem puțin și contextul politic. Știu că iese cumva din sfera dumneavoastră de analiză, întrucât aveți o expertiză mai amplă pe zona militară, însă sunt strâns legate cele două chestiuni, mai ales în 2024, când e un super an electoral. Mulți spun că al doilea descălecat al lui Donald Trump la Casa Albă ar putea rezolva cumva situația din Israel, având un argument simplu. E o apropiere foarte mare între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, prietenie mai degrabă, care iese chiar și din sfera politică. Acum știm că Benjamin Netanyahu e un amplu și un mare susținător al lui Donald Trump. Și atunci ne întrebăm dacă se va schimba cu ceva modul în care funcționează lumea, modul în care se învârt rotițele astea geopolitice odată ce se va stabili cine va fi următorul pe fotoliu de la Casa Albă, cine va fi următorul președinte, Joe Biden sau Donald Trump. Cum se va schimba evoluția acestor evenimente după alegerile americane? Din punctul meu de vedere, și nu numai al meu,
în geopolitică în general și în politică în mod special, mă refer la politica între state cu obiective comparabile, nu există prietenie, există interese. Interesul viitorului președinte al Statelor Unite ale Americii, indiferent cine va fi, va fi o stabilizare a zonei, pentru că orice degradare a situației din zona Gaza poate să antreneze în război și alte forțe ale statelor arabe și pe lângă drama și tragedia din Ucraina să asistăm la perpetuarea pe teritoriul palestinian, pe teritoriul care ar trebui să constituie un stat palestinian și aici ca element de ultimă oră și față de culoare în Spania sunt dezbateri la nivel înalt și premierul este foarte tentat ca să supună atenției forului legislativ din Spania intenția de recunoaște ideea de necesitate a unui stat palestinian care să asigure drepturile de care nu se bucură palestinienii acum. Pentru că împotriva propagandei izraeliene... Păi da, dar acum să vedem că Israelul se opune statului palestinian de care... E corect. Israelul s-a opus tot timpul. Ba mai mult a pus o condiție, dacă cumva va apare un asemenea stat palestinian, să nu aibă armată. Adică este un punct de vedere nerealist. Aici nu e vorba de a avea sau nu armată, ci de a fi o forță militară în viitoarea statalitate palestiniană, când se va consolida aceasta, care să treacă sub control formațiunile insurgente, cum este mișcarea Hamas. În definitiv, ce ar aduce nou un stat palestinian? Forța comunității palestiniene de a nu mai permite celor care au conduită deviante să se manifeste pe plan militar și să creeze evenimente sângeroase precum cel din 7 octombrie 2023, care, uite, a dus la nenorocirile actuale din Gaza. Deci rămâne un pariu cu viitorul, venirea președintelui Trump, revenirea la Casa Albă. El este un om, nu poate să facă minuni, chiar dacă a declarat că într-o zi stabilește pacea. Acum eu am spus asta în repetate rânduri și telespectatorii Prima News știu acest lucru. Una e ce zice și ce poate face un președinte american, care depinde și de o administrație, depinde și de o echipă, adică de declarat poți să zici orice, aproape orice, dar ce poți să faci legal, adică și astea, că scoate America din NATO, toate temerile astea, doamne, sunt niște acorduri acolo până la urmă, adică nu cred că poate face, indiferent cum îl cheamă, că îl cheamă Donald Trump sau că îl cheamă altfel, una e ce zici și una e ce poți să faci, adică... Corect. E o diferență. Bun, vă propun în minutele rămase, mai avem, nu știu, 12-13 minute, să schimbăm frontul, să venim mai aproape de granița noastră. Vladimir Putin, felicitat de dictatori, și-a asigurat un nou mandat la Kremlin. Încă 6 ani, cel puțin, îl avem pe cap pe Vladimir Putin. Acum tot pe zona militară, imediat după ce a fost reales, reconfirmat în funcție, după un simulacru, ce-i drept, adică trebuie să menționăm, a fost un alt film în regia lui Vladimir Putin, un film intitulat Alegeri prezidențiale, să fim serioși. Dar toată lumea se întreabă cum va arăta războiul, cum va arăta noul mandat al lui Vladimir Putin din perspectiva asta externă. Pentru că am ascultat mulți analiști, inclusiv analiști militari, care sunt de părere că fie vom vedea un Vladimir Putin ceva mai agresiv, fie vom vedea un Vladimir Putin care... acum că a câștigat un nou mandat, ar putea fi dispus la unele negocieri. Da, acum vedeți cei care își exprimă părerea despre situația din Ucraina, emit un punct de vedere personal pe baza informațiilor publice la care au acces. În ceea ce privește Vladimir Putin, acesta, prin victoria la alegerile de duminică, și-a legat, și-a pecetuit soarta, legându-și viața, cariera politică și destinul de războiul din Ucraina. De regulă, conducătorii care au făcut așa ceva în istoria lumii și și-au legat soarta de un război,
au avut un final nefericit. Să ne gândim la finalul lui Adolf Hitler, care s-a sinucis. În același timp, dacă ne uităm pe harta de azi a Ucrainei și dacă vedem evenimentele care sunt semnalate de autoritățile de la Kiev, vedem că pur și simplu continuă atacurile cu drone rusești în regiunea Kherson. Apoi observăm că până și celebrul minister al apărării se laudă, asta nu numai cu două ore, că au preluat trupele rusești un control asupra unui sătuc, Orlovka, care se află la vest de localitatea Avdiivka, care știți că relativ recent a fost cucerită de către trupele rusești. Deci, celebra înaintare a armatei ruse din partea de est spre vestul Ucrainei cu obiectivul de a ajunge la Dnipru s-a împotmolit în propriile promisiuni. Și soldații ruși au obosit, chiar dacă au muniție, comparativ cu lipsa de muniție a militarilor ucrainiene, n-au aceeași motivație. Ucrainienii își apără țara. Rușii n-au decât ambiția cultivată imperial de Putin, da, de a-și extinde teritoriul Federației Ruse. Vestea de ultimă oră care intră în contextul acestui comentariu este ceea ce s-a anunțat cu 4 ore în urmă. Ministerul de Externe al Republicii Moldova va expulza din Republica Moldova un angajat al Federației Ruse, un angajat al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, asta ca urmare a deschiderii unor secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia pe teritoriul Transnistriei. Provocarea fiind că Transnistria este considerată de facto partea Federației Ruse. Un lucru intolerabil din punct de vedere al dreptului internațional și din perspectiva recunoașterii Republicii Moldova ca subiect de drept internațional, inclusiv la Organizația Națională Unită. În rest, bombardamente care continuă din partea artileriștilor ruși contra pozițiilor ucrainiene și reiterez și cu ocazia dialogului cu dumneavoastră că armata ucraineană nu se predă, nu cedează, nu fuge, își menține pozițiile și dacă e să ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă la Washington DC, iată că s-a găsit o modalitate prin care Pentagonul va furniza noi cantități de arme și muniții Ucrainei, evitând blocajul care există în Camera Reprezentanților și beneficiind de avantajele unor prevederi legale ce impun menținerea unei rezerve utile armatei americane pentru situațiile excepționale. Și apoi mai e o chestiune. Aproape la fiecare ieșire publică din ultima perioadă a lui Vladimir Putin și nu numai, și alți dezaxați ăștia de pe la Kremlin, al de Medvedev sau mai știu eu cine, continuă retorica asta nucleară și flutură arma nucleară la adresa NATO, la adresa Europei, și nu numai, și alte mesaje jignitoare la o adică. Medvedev săptămâna asta, dacă nu mă înșel, a spus că România nu e o națiune. Adică tot felul de declarații de genul acesta. Dar cu dumneavoastră ați vorbit mai mult pe zona asta de armă nucleară. Arma nucleară care, în definitiv, ar trebui să fie un mijloc de negociere, poate de descurajare, astfel încât să poți face o diplomație, să discuți, să fie un mijloc de negociere mai mult. Amenințarea asta fluturată, repetat, la adresa NATO, nu-și pierde din credibilitate? Adică... Bine, își pierde din credibilitate în fața unor europeni informați ca dumneavoastră, care sunt atenți la nuanțe. Dacă ne uităm la declarațiile teribilistă lui Medvedev, știți, dimineața la Moscova, când e frig, vodka este cea mai tare soluție pentru menținerea temperaturii dorite de cel care scrie pe Telegram sau pe posta cale de comunicare, care acum se numește X în loc de Twitter. Medvedev este lăsat să joace acest rol tocmai pentru ca să aibă un element de comparație occidentală și să spună, uite, ce lucid e Putin și ce mai puțin
lucid și mai puțin echilibrat este fostul președinte Medvedev. Știți că promovarea unui om într-o funcție deseori îl pune în situația de a-și dovedi inabilitatea de a se menține la nivelul exigențelor postului respectiv. Așa și cu Medvedev. Pentru el a fost o șansă prezența la Kremlin, pe fotolul lui Putin, dar am mai spus-o și reamintesc celor interesați de subiect că a fost și protagonistul unui accident de mașină în care era cât ca și fiind la volanul unei limuzine să intre mulțimea care îl ovaționa. Noroc cu un agent KGB care a avut inspirația să se arunce la picioarele lui, fiind ușa deschisă, să apese pe frână și să evite în ultimul moment accidentul. Păi, întrebarea este ce fel de președinte poate să fie un om care nu stăpânește volanul unei mașini. De aici până la conduce o societate care este o putere nucleară, o mare distanță. Și apoi a trebuit să li se reamintească celor care sunt încântați de puterea nucleară a Rusiei că dacă ea ar face acest gest necugetat de a recurge la arme nucleare, în acea zi, după un timp foarte scurt, cei care au decis o asemenea lovitură nucleară sau mai multe lovituri nucleare ar fi la rândul lor ținte ale loviturilor nucleare ale statelor afectate. În relația NATO-Rusia, raporturile de forță arată foarte clar la toate capitolele Alianța Nord-Atlantică surclasează Federația Rusă, inclusiv la numărul de lovituri nucleare. Deși știm foarte bine că ajunge o singură rachetă ca să producă pierderi regretabile și care nu pot fi înlocuite. Nu există după lovitură nucleară posibilitatea de a reface orașul care a fost lovit sau de a avea grijă de cei care au fost afectați de radiații. Este pur și simplu o dovadă că actuala administrație prezidențială de la Moscova agită în fața propriei populații spectrul atomic ca și cum arată un sceptru imperial și un drept de a fi nepedepsiți cei care conduc acum Federația Rusă pentru excesele lor. Ce este Rusia azi? Un regim autocratic care mimează o democrație inexistentă. Și o ultimă întrebare, domnule Petrescu, și cu asta închidem și dialogul și emisiunea din această zi, din această după-amiază. Acum s-ar putea să supăr câteva persoane că zic că spun acest lucru, dar cine ar putea fi succesorul lui Vladimir Putin astfel încât Occidentul să stea liniștit? Pentru că ne uităm la alți și inclusiv la contracandidații din campania prezidențială, toți susținători ai războiului din Ucraina. Chiar dumneavoastră ați creionat un Medvedev care cumva prin declarațiile sale îl face pe Vladimir Putin să arate ceva mai bine în relația cu Occidentul. Și apoi mai e situația europeană, pentru că s-a tot discutat în ultima perioadă despre Europa care se pregătește de un conflict cu Federația Rusă sau de NATO, pentru că au fost declarații atât de la țările Uniunii Europene și la noi în spațiu public a fost un astfel de dialog public vis-a-vis de armata obligatorie și așa mai departe. Pare că Europa se pregătește de război. Cea mai recentă declarație este a lui Charles Michel, care spune că Europa ar trebui să treacă la o economie de război cu o Rusie tot mai dură, tot mai agresivă. Și întrebarea e formată din două puncte. Unu, ce înseamnă mai exact economie de război? Poate sunt telespectatori care nu știu ce înseamnă economie de război și, bineînțeles, explicația venind de la dumneavoastră este mult mai credibilă și mult mai expertizată decât dacă ar veni de la mine. Ce înseamnă economie de război? Și a doua întrebare legată de succesorul lui Vladimir Putin. Cine ar putea fi? Pentru că ne uităm la clasa politică
clasa politică rusă, adică s-ar putea să vină cineva ori la fel, ori mai agresiv de atât. Și atunci cât de pregătită e Europa să facă față unui conducător la Kremlin la fel sau mai agresiv decât Vladimir Putin? Vă rog. Aș începe cu partea a doua a interogației dumneavoastră, pentru că a scăpat atenției celor care au comandat până acum în România succesul lui Vladimir Putin, succesul cu ghilimele de rigoare, un moment interesant. Deci Vladimir Putin s-a adresat mulțimii, dar există imagini date și de televiziunile noastre, dar nu le-au comentat adecvat, în care Vladimir Putin face cu mâna semn la alte persoane să vină pe scenă. Persoanele la care făcea apel Putin să vină pe scenă erau cei trei contracandidați, dintre care cel mai tânăr avea numai 40 de ani și chiar fusese premiat însuși de președintele rus pentru una dintre reușitele sale. Cei trei candidați alături de Putin arătau mulțime entuziaste, mulți elevi, mulți studenți, mulți oameni aduși din întreprinderi cu autobuzele instituțiilor respective. Deci arătau că, uite, Putin are curajul să fie alături de contracandidații săi. Dar niciunul dintre contracandidații săi nu l-a criticat, n-a condamnat intervenția militară imperială a Federației Ruse în Ucraina. Da, Putin nu și-a desemnat un succesor. Da, este o provocare a viitorului. Cine și cum îi va lua locul, de regulă de la Kremlin se iese cu picioarele înainte. Și dacă ne aducem aminte cum a murit Stalin și cum a fost lăsat în agonie de către credincesul său comitet consultativ, ne dăm seama că deseori se întâmplă și lucruri stranii de care opinia publică rusă află ulterior dintr-o serie de cărți de memorialistică sau dintr-o serie de interviuri, evenimente la un post de televiziune sau altul. Da. Nu și-a desemnat succesorul. Acesta este cel mai sigur de semn că Putin va dori și la următoarele alegeri prezidențiale să candideze și așa să treacă în cartea recordurilor că are viețuirea cea mai lungă în fruntea Rusiei, mai lungă decât a Ecaterinei celei mari și, bineînțeles, este un dictator mai longeviv decât da. Stalin. Și foarte scurt, în câteva cuvinte, ce înseamnă economia de război propusă de Charles Michel, șeful Consiliului European? În general, economia de război înseamnă o focalizare a bugetelor unui stat sau a bugetului unei alianțe pe obiectivele care țin de realizarea pulberii de pușcă necesare, a unui armament modern, a unei tehnici de luptă competitive, a muniției aferente, a obuzelor, astfel încât armata unei alianțe, forțele armate ale unei alianțe sau forțele armate ale unei țări să aibă toate condițiile de ordin material pentru ca, trimițând la luptă proprii luptători, să obțină victoria visată. Deci avea o economie de piață într-o țară, și aici vorbim de o țară, înseamnă, cum face Federația Rusă acum, își concentrează toate veniturile, aici e vorba de veniturile din exporturile de petrol ale Federației Ruse, pe întărirea industriei de apărare. Deci cumva redirecționarea fondurilor spre anumite sectoare cheie care să ajute în cazul unui conflict. Și ați dat exemplul producției de armament, pulvere pentru pușcă și așa mai departe. Vă mulțumesc mult, domnule Petrescu, vă mai așteptăm la Prima News și cu altă ocazie. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă pentru atenție. Ne dăm întâlnire mâine la ora 12 aici la Prima News. Aveți o zi frumoasă, rămâneți cu bine!